Stimate domnule președinte a Consiliului Național de Coordonare Dezvoltare Regională, stimate domnule vicepreministru Valeriu Lazăru, excelența voastră domnule ambasador, stimate doamne, stimați domni, onorată asistență. Îmi face o deosebită plăcere să vă salut astăzi în cadrul primului forum economic internațional, interregional, cu genericul promovarea potențialului economic și crearea oportunităților de atragere a investițiilor în regiunea de dezvoltare Nord, organizat în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest din România. Cunoașteți deja că dezvoltarea regională durabilă este un imperativ asumat pentru țara noastră și Guvernul Republicii Moldova și a confirmat angajamentul ferm pentru distribuirea echilibrată și echitabilă a șanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Această misiune este realizată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin intermediul unor variate politici și instrumente. Doresc să reamintesc că Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor este autoritatea națională responsabilă de coordonarea și implementarea politicii de dezvoltare regională și prin activitatea sa contribuie la realizarea obiectivelor politicii respective prin stoparea ei, eventual inversarea tendinței de accentuare a disparițiilor de dezvoltare, prin sprijinirea și promovarea unor dezvoltări economice și sociale echilibrate a regiunilor. Având în vedere că fondurile disponibile sunt limitate, accentul ar trebui pus pe investițiile străine directe și potențialul economic al regiunii de dezvoltare Nord, ce poate fi deplin valorificat de oameni de afaceri din regiunea vest a României. În acest context, vreau să-mi exprim satisfacția că protocolul de colaborare încheiat în luna noiembrie 2011 între regiunea de dezvoltare Nord din Republica Moldova și regiunea de dezvoltare vest din România debutează cu activități de amploare, ce vor culmina, sper eu, cu rezultate remarcabile. O oportunitate largă pentru proiectele comune moldo-română ne oferă strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, care, în aspect macro-regional, este un mecanism excelent pentru statele non-membre ale Uniunii Europene, dar a se racorda cât mai rapid la valorile și standardele comunitare. În dependență de abordările sistemice ce vor fi utilizate, acestea ar putea prezenta beneficii esențiale pentru Republica Moldova sub aspectul derulării proiectului. Astfel, având în vedere potențialul semnificativ nevalorificat al SUER, sperăm să beneficiem în continuare de un partener strategic cu România în inițierea și implementarea proiectelor comune atât la nivelul regiunii de dezvoltare Nord, cât și la nivel național. Sunt bucuros de oportunitatea de a saluta la acest eveniment cei circa 200 de participanți, reprezentanți ai altor ministere, cu care colaborăm intens, administrațiile republice locale din regiunea de dezvoltare Nord, din Republica Moldova și regiunea de dezvoltare regională Vest din România, oameni de afaceri din ambele regiuni, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare și parteneri de dezvoltare. Consider că evenimentul dat reprezintă o oportunitate excelentă de a promova potențialul economic al Republicii, al regiunii de dezvoltare Nord, a Republicii Moldova și de a susține actorii regionali în crearea parteneriatelor în plan economic și comercial. În final, aș dori de asemenea să-mi exprim de plină convingere în faptul că acest forum economic va contribui la stimularea creșterii calității vieții cetățenilor pe ambele maluri ale frontului. Vă mulțumesc pentru atenție și doresc spor la muncă pentru acest important forum interregional.